Așa! Acum chiar că merit aplauze. Dar eu merit? Mulțumesc frumos! Dar vreau să vă spun ceva. Ați văzut cât de bine joacă locul, da? Știți de ce joacă așa bine, da? Nu? Joacă după cum cânt eu. Lupu, nu te crede nimeni, văzut? Lupu? Lupu? Ziceam că joci după cum cânt eu, da? După 30 de ani nu mă mai bag în seamă, gata. Dumneavoastră aveți în gospodărie găini. Când cântă găină, vorbim la lui Maramureș. Ăla e un semn rău la casă. Găina aia trebuie tăiată. Nu mergem până acolo, dacă e nevoie, ne sacrificăm. Oameni buni, când m-am însurat, n-am știut să joc deloc. Omul că trăiește învață, ce să facem? La tăz, cum să zice vorba aia? La tăz e greu, dar nu la fel și în același timp. Sunteți tare supărați, vă văd aici, nu știu, sunteți retrași, supărați, nu știu de ce. O să că am avut mulți copilași să trăiască mămicile lor, o să că vine bunica în vizită la oraș, la copii și o întâmpine nepoțelul. Cu ți-ai venit bunica, cu ți-ai venit? Curat-o veni bunica, curat-o! Nu mă minți, cu dracu ai venit! Dar cum vorbești cu bunicuța așa? Pentru că aseară l-am văzut pe tata, dimineața l-am văzut asta. Vorbim pe tata cu mama. Iar a dus-o dracu pe asta pe la noi. Și domnul, 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 domnul,
Dragilor, n-am cuvinte, dar o să încerc să mi le găsesc, pentru că ascultând și văzând aceste momente de final, mi-a venit în minte așa o chestie, zice, unde vine Moroșanul, se adună românul tot anul. Ce frumos, mulțumim! Am creat-o acum pe moment. Și bună de luat, de preluat. De preluat, da. Vă dau. Auziți, nu vreau să supăr pe nimeni, eram la un spectacol la Târgu Mureș. Trebuie să trăim cu bine, cu tot în această țară. Și zice, din naționalitate maghiară, zice, de ce vei mai maramureșeni? Zice, așa loviți picioarele, așa de pământ. Zice, vreau să vă arăt vouă că noi am fost primi în Ardeală, când a venit pământul, era serbinte. De-aia facem așa, să nu ne frige la gălcâie. Și zice, da. Să mă împiedicați numai de noroc. Să dea Dumnezeu, cu toții să avem parte de bucurii și de sănătate. Pentru mine, nu știu cum a fost recitalul pentru dumneavoastră, dar pe mine m-a uns pe suflet. Mulțumim frumos! Mi-a făcut plăcere să revăd costumul tradițional maramureșan.
artiști autentici, să ascultăm muzica autentică românească. Drept urmare, trebuie să ne premiem în stilul caracteristic, pentru că voi sunteți pentru prima dată la mine și nu știți, din partea colegului nostru, te rog frumos, și din partea publicului de aici, de la Mihai Bravu, Cornelia Redding primește un aranjament floral de jos pălăria, pentru că este o pălărie. Iar acolo, lupule dragă, te rog să scoți, să arăți publicului un vin de murfatlar, te numim cu vinul de murfatlar, să mai vin la noi, un vin, vin din colecția tradițională Hora a murfatlarului, iar Cornelia dragă, după ce florile se opilesc, pălăria se poate purta. Mulțumesc frumos! Așa că voi purta eu pălăria în casă, da? Așa, numai ca să joace lupul după când cânt eu. Auziți, când am văzut că îmi dați flori, dacă ni le dădeți înainte, dar înainte de asta, am mai fost undeva și mi-a dat flori și a zis, îmi pare rău, nu beau și nu mănânc flori. Și să știți că am venit aici și am făcut o mâncare extraordinară, atât am mâncat și după aia mi-a adus și vinul. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă împiedicați numai de noroc. Să dea Dumnezeu. Și Horinca de Maramureș e grozavă, dar vinul de murfatlar unge pe suflet. Pe toți de aici să vă pun în cântecele noastre la vii și nu la morți. Nu mai la vii! La vii! Și să mai veniți la noi, pentru că mai am o diplomă de onoare și dați-mi voie să citești ce scrie pe această diplomă de onoare care se oferă soliștilor Cornelia și Lucu Rednic, reprezentanți ai zonei etnofolclorice Maramureș, pentru promovarea tradiției, cântecului, jocului și portului popular românesc și pentru participarea în recital la evenimentul Datin Joc și Voie Bună, organizat în cadrul Zilei Comunei Victoria. Semnează primarul Comunei Victoria, domnul Costel Albu. Vă mulțumim din suflet, mulțumim. L-am cunoscut pe domnul primar, un om de treabă. Vă mulțumim frumos! Aceasta este diploma dumneavoastră. Să o puneți acolo la loc de cinste și să vă amintiți de momentul nostru de astăzi și să dea Dumnezeu să ne revedem sănătoși. Doamne ajută! Mulțumim frumos, mulțumim. Și rămâneți cu bine! Cornelia și Lucu Rednic în recital de excepție. Salutările! Și aia a fost tradiția românească.